Un jandarm din Pașcani a fost tăiat cu sabia ziua în amiaza mare. Scena s-a petrecut azi, în jurul orei 13, pe strada 22 decembrie din Pașcani, în zona școlii Mihai Busuioc. Imediat ce a ieșit din casă, Mihai Zaharia, de 39 de ani, aflat în afara serviciului, a fost atacat cu o armă albă de către Dănuț Punei, în vârstă de 33 de ani. Locatarii îngroziți de cele văzute au alertat poliția prin numărul de urgență 112. Până la sosirea ambulanței, vecinii l-au transportat pe bărbat la spitalul municipal, unde a intrat imediat în sala de operație. Atacul agresorului a fost atât de grav încât brațul stâng al victimei a fost secționat aproape în totalitate. În urma primelor cercetări este că agresorul a avut și alte antecedente penale. În cursul zilei de astăzi, un subofițer jandarm a fost atacat de o persoană în timp ce ieșea din scara blocului unde locuiește. În urma atacului, jandarmul a fost rănit la brațul stâng, rană ce a necesitat transportul la spital și luarea măsurilor medicale ce se impun. Subofițerul a recunoscut pe agresor și a precizat identitatea acestuia organelor de poliție. În acest moment fac verificări și desfășoară activități specifice pentru prinderea agresorului.